Capitolul 2 De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit ca să nu fim depărtați de ele. Căci, dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit, și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Care, după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni, și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia Sa. În adevăr, nu unor îngeri a supus el lumea viitoare despre care vorbim. Ba, încă, cineva a făcut undeva următoarea mărturisire. Ce este omul ca să-ți aduci aminte de el, sau fiul omului ca să-l cercetezi? L-ai făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, l-ai încununat cu slavă și cu cinste, l-ai pus peste lucrările mâinilor tale, toate le-ai supus sub picioarele lui. În adevăr, dacă i-a supus toate, nu i-a lăsat nimic nesupus. Totuși, Acum, încă nu vedem că toate îi sunt supuse. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât îngerii, adică pe Isus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, el să guste moartea pentru toți. Se cuvenea, în adevăr, ca acela pentru care și prin care sunt toate, și care voia să ducă pe mulți fi la slavă, să desăvârșească, prin suferințe, pe căpetenia mântuirii lor. Căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea, lui nu este rușine să-i numească frați, când zice. Voi vesti numele tău, fraților mei, îți voi cânta lauda în mijlocul adunării. Și iarăși îmi voi pune încrederea în el și în alt loc. Iată-mă, eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care, prin frica morții, erau supuși robiei toată viața lor. Căci, negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine el, ci în ajutorul seminței lui Avram. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și, prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți.